Ce deal-uri a făcut Rusia cu China? O parte din trupele ruse de la granița cu Ucraina s-ar putea retrage în cazărmi. S-a speriat țarul Putin sau pregătește o lovitură devastatoare? Șoc! Discuții la televiziunile rusești despre împărțirea Ucrainei, dar și a unei părți din Moldova. Cum contracarează românii? Planul economic de rezervă al lui Putin. Cum va scăpa de menghina sancțiunilor? Nu o să-ți vină să crezi la ce s-a gândit. Mercenarii ruși seamănă discordie în toată lumea. Dezvăluiri de primă mână. Doamnelor și domnilor, mega ediție în această seară, prin impactul ei și prin participarea, sigur, din nou a celebrului H.D. Hartmann, unul dintre cei mai cunoscuți și, evident, ca să nu spun cel mai cunoscut, profiler din România și analiști de marcă, într-o seară extrem de importantă, cu o miză foarte puternică, cel puțin așa spun sursele americane. Dacă aseară, în platoul nostru, o informație care a fost astăzi preluată de toate televiziunile din România și respectivul colonel a fost citat, un oficial al armatei române, citând surse rusești, ne-a spus că Putin, pe undeva, a luat în considerare faptul că și-ar putea retrage anumite unități în cazarmă, cel puțin pe o discuție cu ministrul apărării, cu Șoigu. Yeah. Americanii insistă însă astăzi pe varianta declanșării ostilităților, chiar în această noapte, doamnelor și domnilor. Mă uit pe o știre... Adică o să asistăm la invazia Ucrainei, nu? Asta spun americanii. Biden face afirmații spectaculoase de tipul: dacă SUA și Rusia trag una împotriva celeilalte, începe al treilea război mondial. În același timp, surse americane citate, menționate în The Mirror, de exemplu, de nivel înalt, ca asta spun ei, susțin așa: șefii de la Kremlin vor ordona un atac asupra Ucrainei mâine dimineață, adică azi, mâine dimineață, nu? Da, mâine dimineață. În câteva ore. La ora 3, ora locală, asta cred agențiile americane de informații. Deci ar mai fi câteva ore până când rușii vor intra în Ucraina. Au fost prezentate pe toate canalele americane, în mod special pe CNN, și de acolo au fost preluate o serie de imagini cu deplasări ale unor unități de artilerie rusești către Ucraina, în condițiile în care ministrul apărării din Rusia a spus foarte clar că anumite unități din sud, în mod special, și din vestul, să zicem, Ucrainei, care erau prezente în zona asta. Vestul este Polonia, deci din estul Ucrainei. Din est, urmează să se deplaseze acasă, să se întoarcă pentru a fi relocate. Deci ce joc e ăsta? S-a speriat Putin sau dimpotrivă? Nu s-a speriat niciun Putin. Sau dimpotrivă pregătește o lovitură devastatoare? Nu, Mădălin. Bună seara, în primul rând, tuturor telespectatorilor. Nici mai avem timp să ne salutăm, pe bune. Nici mai avem timp să ne salutăm, da. Nu. Vedeți această scenă uluitoare, ministrul de externe, Lavrov, care îi dă exact ceea ce ne uităm astăzi, care îi dă raportul președintelui Rusiei despre toate tentativele și eforturile diplomatice de a rezolva criza. Președintele îl întreabă fastuos, absolut fastuos, ieri: și ce crezi dumneata? Adică de parcă Putin n-ar ști că în fond s-a văzut cu toți președinții de state până acum. Astăzi s-a văzut și cu germanul Scholz. Nu. Dacă este să mă întrebați, nu va fi niciun război în Ucraina. Asta spui acum? Acum o spun cu un grad de siguranță 95%. Păi Rusia a obținut ceea ce a vrut. Cele două elemente fundamentale pe care le-a vrut. 1. Egalarea puterii sale europene, egalarea statutului său de putere europeană cu puterea hegemonică americană. Franța îi va recunoaște acest lucru, o face public Macron în conferință de presă în sala de la Kremlin. Și al doilea, Ucraina să nu intre în NATO. O va face ieri cancelarul Scholz, care spune, cancelarul german, spune foarte clar: nu este de actualitate intrarea Ucrainei în NATO. Mai mult decât atât, pentru a confirma această non-actualitate, acest subiect de non-actualitate, Ucraina spune: suntem de acord, dar trebuie să ne acordați garanții de securitate. Eu reamintesc că înainte de a intra România în NATO sau Ungaria sau grupul de la Visegrad sau oricine, nimeni n-a avut garanții de securitate. Ucraina își permite prea mult, cere prea mult în acest moment. Bun, și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Rusia nu va ataca. Asta înseamnă deci cu câteva ore înainte ca Rusia să atace Ucraina, da, eu spun dacă mergem pe filiera sau pe mâna acestor surse de presă care citează surse... Păi este programul, nu este proiectul. Este proiectul. Domnule Hartmann, de la nivelul noastră de profiler și analist de marcă, vă permiteți luxul, insolența... Insolența, obrăznicia. Obrăznicia, de a îi jigni pe acești americani care lansează tipul ăsta de informații pe piață. Eu nu jignesc pe nimeni, Doamne, iartă-mă. Așa, de a le contesta informațiile și de a spune că Putin nu va declanșa în această noapte niciun fel de ostilitate. Nu. Foarte tare. Vreau să spun că ieri eu am aterizat dintr-un loc fierbinte al Europei și vreau să spun, venisem dintr-un loc fierbinte și vreau să spun că ieri seară cineva m-a anunțat că Rusia va ataca noaptea trecută, cum ar veni, ieri era noaptea aceasta, atacă Rusia Ucraina. Și am spus, cum să atace în momentul în care cancelarul Germaniei este la Kiev? Voi nu realizați câtă prostie umană aveți în momentul când susțineți asemenea aberații. Cancelarul dormea la Kiev peste noapte, se pregătea să se ducă în Rusia și anumite servicii de informație ale unor țări europene dădeau, sigur, atacul noaptea trecută. Deci, ca să fim foarte clari, ce să mai atace în momentul în care Franța, Uniunea Europeană, îi recunoaște? Țările europene, puterile principale. Puterea principală nucleară a Uniunii Europene astăzi este Franța, după Brexitul Marii Britanii. Ce să mai atace Ucraina în momentul în când Franța, putere egală nucleară cu Rusia, îi recunoaște statutul acesteia de putere europeană? Și Scholz ieri spune la conferință de presă, alături de președintele ucrainian, spune foarte clar, nu este un subiect de actualitate intrarea Ucrainei în NATO. Ce să mai ataci? Ai obținut principalele două elemente din scrisorile din decembrie. Dacă e să luăm ale Rusiei, din scrisorile rusești din decembrie. Le-ai obținut. Putere europeană, deci vom negocia cu tine Rusia putere europeană, asta înseamnă minorarea sau mirorarea sau downgradarea sau, să spunem așa, luarea unei părți importante din puterea hegemonică americană din Europa și care va fi conferită Rusiei. Deci ce să, mă mai aduc? S-a deschis acest canal în care Rusia va negocia cu Franța și Germania, de exemplu, noul statut european. Și ce va primi în urmă? Noul care e vechiul. Noul, să zicem, dorința lui Putin de a fi privit nu ca pe o putere regională, nu ca pe o putere asiatică, ca putere europeană. Bun. În al doilea rând, Ucraina, însuși Zelenski ar fi zis ieri că nu vrem neapărat să intrăm în NATO. Nu știu dacă... Nu, au cerut garanții de securitate. La aceeași conferință a spus, sigur, că dacă nu este să intrăm în NATO, dacă asta este prețul pe care îl plătim ca să nu avem război cu Rusia, atunci însă vrem, garanții de securitate. Îi le va da cineva? Nu îi le va da nimeni, pentru că nouă nu le-a dat nimeni. Ne-a dat cineva României înainte, după Madrid, când SUA s-a opus ferm în fața Franței și Italiei, accesiunii României la NATO, a dat cineva garanții de securitate? SUA, cumva Bill Clinton, când a fost la Emil Constantinescu o zi de a blocat-o București, marele împărat american, a dat cumva garanții de securitate României? N-a dat nimeni nimănui. Deci aici Ucraina face un gest în plus. Ucraina întotdeauna și-a mai avut o frază... E un gest de obrăznicie sau... Nu, este un gest de aroganță, nu este obrăznicie și în politică, atenție, nu există aroganță. Nu există, nu există obrăznicie, aroganță și prieteni, există doar interese. Dar nu uitați că Ucraina a mai avut o frază în conferința de ieri de presă cu cancelarul Scholz, pe care acești pupători de Biblii false ale Americii din România, pro-americanii de literă și cifră de la televiziuni care să îi uite Dumnezeu vorbind despre Marea Americă, Ucraina a mai avut o frază pe care ei n-au dat-o. Dacă securitatea Ucrainei nu există, nu există nici securitatea Europei. Asta a fost fraza lui Zelenski. Adică promnește un șantaj ucrainian având în vedere masivitatea țării, că este o țară masivă, populația sa. Păi și dacă noi nu suntem în pace, nu o să fiți voi. Și atunci ce o să facă Ucraina? O să exporte conflictul ucrainiano-rus în Europa? Păi asta este destabilizare de țară. Și asta este destabilizare de Uniunea Europeană. Deci, atenție, eu atrăgeam de foarte mult timp atenția că cu Ucraina nu măsura aceasta este, vai, sunteți pro-democrați, gata, n-ați făcut nicio reformă, n-ați făcut nimic în ultimii 25 de ani, sunteți oligarhic, sunteți capitalism oligarhic peste tot. Șeful statului este pus de un oligarh, în cazul lui Zelenski, este pus de un oligarh rus. Are conturi offshore dovedite, dar ei sunt curați ca lacrima. Păi nu, că nu merge așa. Pentru că Ucraina trebuie să facă aceleași reforme, aceleași legi dure ale Uniunii Europene, Ucraina trebuie să le îndeplinească ca să intre în Uniunea Europeană, ca să intre în NATO. Altfel, dacă băgăm Ucraina în NATO în baza unei așa zise amenințări inventate că pe 16 se duc rușii, la noapte se duc rușii peste ucrainieni, în acel moment atunci NATO își pierde orice fel de viabilitate și orice motiv de existență. Păi mâine așa poate să spună să bage și Taiwanul, că zice că este sub amenințare chineză. Poate să bage și insulele de pe Marte, că sunt sub amenințare jupiteriană. Adică cine îmi garantează că într-adevăr Ucraina este astăzi când vorbim, astăzi, nu ieri, nu acum 2 săptămâni, nu acum 5 săptămâni, astăzi, cine îmi garantează că Ucraina este sub amenințare rusă? Eu nu o văd. Ca analist, eu nu o văd. Șoigu, uite-l. Poți să ignori cele 130.000 de... Dar n-am să ignori nici 200.000 dacă suflete sunt. Militaroase de soldați. Eu n-am să ignori nici 200.000 dacă sunt. Dar uite-l pe Șoigu, care vorbește... Bineînțeles că este propagandă rusă când spui... Asta este ministrul apărării. Asta e ministrul apărării. Șoigu, celebrul Șoigu, este un general de foarte bună calitate. Apropo, cu studii în Occident. Acest om este produsul școlii militare. Despre care se spune că e foarte cinstit sau onest. Sau da, se pare că este un tip foarte realist. El are un șef de stat major excepțional, un strateg excepțional, generalul Gerasimov, care i-a și făcut de altfel strategia lui Putin, strategia rusă de securitate. Dar eu am să vorbesc de altceva. Uite, vedeți, această masă este masa de ședință a guvernului rus. Da. Numai COVID oblige, că doar Occidentul ne-a impus, distanțarea socială, datorită COVID-ului. Uite-o, asta e, nu pot să bage mai mult de 3 membri ai guvernului rus și toată lumea a țipat că este scenetă. E sigur că este o scenetă, este o scenetă pusă în aplicare de Rusia. Care e problema? Scenetele americane sunt identice. Ne arată un consilier de securitate națională, președintului Biden, care ne dă ziua, mai avea puțin și ne dea și ora când începe invazia Ucrainei. Ne-au dat ora, 3 dimineața. Da, acum ne-au dat. Acum este în linia propagandei. Bun, ce se va întâmpla dacă rușii nu vor ataca mâine? Pentru că există oficiali ruși... Întrebați Statele Unite, nu pe mine. Există oficiali ruși care au ridiculizat deja toate aceste surse occidentale de presă, spun că veți vedea că nu se va întâmpla nimic. Eu cred că și Franța a ridiculizat. Mădălin, eu cred că și Franța a ridiculizat. În care, după ce a fost celebra întâlnire de duminică, în care Biden ne-a anunțat pe toți că vine rusul peste noi, că ne omoară, că ne... așa, Franța a vorbit luni cu... După discuția cu Putin-Biden, Macron a vorbit din nou telefonic și experții francezi au spus noi nu avem același tip de analiză. Da. Dar, bineînțeles, vom fi foarte, foarte exigenți și vom fi foarte atenți la ce se întâmplă. Putin își face această scenetă uluitoare. Este o scenetă, să-l ai pe ministrul de externe care să spună, totuși noi vă propunem să mergeți pe linia diplomatică. Știți că miercuri vine Scholz la dumneavoastră, după cum știți, așa îi spune ministrul de externe lui Putin, vine domnul cancelar german marți, miercuri avem discuția cu ministrul de externe italian și joi nu mai știu cu care ministrul de externe avea sau cu un prim-ministru de țară europeană. Păi era clar că nu va fi 16, ora 3, ora 2, ora 1, cum au spus americanii. Drama este alta. Întrebarea mea este de ce vor americanii războiul? Că dacă îl dai pe 16 înseamnă că îl vrei. Dacă nu-l voiai, dacă lăsai linia diplomatică deschisă, Statele Unite ale Americii trebuia să spună există presiunea armată care a fost pusă la granițele cu Ucraina, dar noi nu știm dacă președintele Putin va ataca sau nu. Atunci dădeai o șansă diplomației. Deci, într-o dată, Biden a dat o zi. Dacă nu se întâmplă mâine, Mădălin, păi toată credibilitatea serviciilor de informații americane se prăbușește ca în Irak, când un secretar de stat mințea cu celebra fiolă de antrax la Națiunile Unite. Horror! Și care a dus la distrugerea Orientului Mijlociu, la distrugerea unui stat suveran denumit Irak, care a dus la ce? La ISIS, care a distrus Siria. Stai o clipă, că minciuna de la Națiunile Unite a lui Colin Powell și a lui Bush se vede astăzi, după 20 de ani. Pentru aia cine răspunde legal? Aici întreb eu, de ce trebuie 16? Ce a fost mesajul? A fost cumva un mesaj ascuns al lui Biden, președintului Putin, bă, până pe 16 împărțim Ucraina în bucăți, o facem? Sau el chiar vrea un război? Pentru că efectul unui război ruso-ucrainian se va vedea până în Varșovia, București, Berlin. Aici nu, mai mult decât atât. E o clipă. Din punct de vedere economic am văzut niște analize senzaționale și nu intru în detalii, că nu e cazul, n-am specialitatea, know-how-ul necesar. Sunt surse foarte serioase economice care spun că prețul barilului va sări complet în aer și criza energetică pe care am văzut-o acum, până acum, nimic față de ce este pistol cu apă în raport cu ce va suporta populația europeană. Eu întreb Statele Unite, care și pe contul lor Facebook, care și pe contul lor Facebook al ambasadei din România ne invitau să ne luăm furcile și cuțitele și topoarele, să ne ducem să apărăm Ucraina. Eu întreb, măi, dar voi plătiți dezastrul economic care îl va induce un război ruso-ucrainian în țările din jurul Ucrainei? SUA plătesc dezastrul acțiunilor sale? Pentru că în Irak am văzut că n-au plătit. Și astăzi, dacă Siria este distrusă, nu se datorează acelui inabil fiu ajuns președinte, ci tocmai pentru că a avut ISIS acolo, care este produsul minciunii de la Națiunile Unite. ISIS există pentru că a fost distrus statul suveran irachian, ca urmare a unei minciuni spuse de Colin Powell la Națiunile Unite. Este celebra scenă a ministrului de externe francez care țipă în ședința Consiliului Național și spune, nu m-ați convins, eu nu cred că Irakul are capacitatea de a face, arme chimice. Da. Îi țipă lui Blair. Pe Blair nu l-a arestat nimeni pentru dramele care s-au întâmplat după minciuna pe care el a spus-o în Camera Comunelor, pentru că la un moment dat, și aici trebuie să ne întrebăm. Noi avem un Facebook al ambasadei americane din București care astăzi ne spune că noi trebuie să luăm furcile și topoarele să apărăm Ucraina. Păi unde vezi? Noi românii? Da, noi românii, da. De ce? Că așa eu, spune... Asta. Eu asta nu înțeleg. Pentru că eu suntem parteneri. De ce? Ok, înțeleg politica al macro și interesele de securitate pe termen mediu, cel puțin ale României. Dar de ce eu, ca român, să fiu entuziast apărător al Ucrainei? Care e formată din bucăți din țara mea. Care e formată din bucăți din țara mea. Are bucăți din țara mea în compoziție, componență, fără să aibă niciun drept asupra celor bucăți. Și care interzice minorităților române să folosească limba română. Și persecută minoritatea română. De ce să apăr eu această entitate? Aici s-a ajuns. Știi că dacă aperi drepturile... Știi că mie mi-a scris un ziarist cunoscut că dacă apăr drepturile minorităților române din Ucraina, intru în narativul rusesc, este propagandă prorusă. În această Ungaria nu face propagandă prorusă? Mădălin, în această minciună aberantă s-a ajuns cu parteneriatele speciale, în care nu poți să spui, pentru că unchiul Sam vrea război pe 16, nu poți să spui Ucrainei, bă, băiatule, dar eu de ce să te apăr? O să ți-aduc aminte ceva. Înainte să câștige Trump alegerile alea, deci, precedentele, în competiție cu Hillary, toată lumea era convinsă că dacă Hillary va câștiga alegerile... Era război în Rusia. Era război cu Rusia. Sunt de acord cu Rusia. Toată lumea știa chestia. Toată lumea știa. Și știi că noi aveam slugarnici în România care făcuseră website, fiul unui mare proprietar de ziar din România. Făcuseră website cu We are with Hillary. Noi suntem cu Hillary. Ca să lingă acolo repede, că dacă ajunge Hillary, uite bă, noi am fost activiștii tăi, ilegaliștii tăi, cum erau pe timpul comuniștilor. Am avut și noi slugarnici în România care o pupau pe Hillary când se știa că un război împotriva Rusiei, un război condus de Statele Unite direct, cum îl voia Hillary, ar fi însemnat nimicirea oricărei vecinătăți a Rusiei. Rusia nu ierta pe nimeni și nimic. Iată unde te aduce o politică. Mi-aduc aminte cu groază de acel moment. Eu dacă mi-am dorit, iată unde te aduce minciuna unui parteneriat special în care ți se trimite 1000 de soldați cu un grad de colonel comandant. Păi ca să faci război trebuie general cu stat major. Nu trimiți un colonel o clipă cu 60 de bucătari, cu 300 de mecanici auto și cu 75 de asistenți medicali. Că ea nu sunt soldați. Dar pe de altă parte se face un grup de luptă NATO în România. Da, sub conducerea Franței, cu totul altceva. Este cu totul un alt tip de strategie militară. E cu totul altceva. Da, totuși Stoltenberg va susține o conferință de presă pe tema asta. Când va susține? Că a susținut una la Cogălnicianu care zicea că ne apără cu 1000 de soldați. Ei au 150.000 de soldați în jurul Ucrainei și el ne apăra cu 1000 de soldați. Și au mințit pentru că au spus că nu vor da cifra și până la urmă s-a aflat câți soldați americani erau în SUA înainte, câți soldați americani SUA erau în România înainte de venirea celor 1000, erau doar 500. Păi cu 500 aperturi România? Ăsta e parteneriatul strategic? de care ne lăudăm noi? Cu 500 de soldați toaperi România în fața a 150.000 de soldați în Ucraina? Eu cred că noi ne batem joc de noi. Și vreo 80.000 care stau în Belarus pe acolo. Nu, 150 sunt cu totul. Nu, 150 sunt vreo 200 și ceva. Probabil. Bun, acum la americanii care au zis că pe 16 începe războiul, ce să știi cifrele lor? Că dacă ei pozează din 3 în 3 zi, dacă au zis ei că Irakul e capabil să facă bombe atomice și n-a fost în viața lor, în viața lui capabil și au distrus un stat pe o minciună. Nu știu, întreabă-i. Care n-are efectivele militare necesare pentru a... Nu știu de ce a dat această dată. Cu armatele altora sau cum? Nu știu de ce a dat această dată. Trebuie întrebat Biden de unde a știut de data de 16. De ce și-ar dori Statele Unite război cu SUA? Asta trebuie să lămurim. Statele Unite cu Rusia? Cu Rusia, pardon. Ca să încercuiască China. Singurul aliat euro. Noi avem acum 3 unități. Avem Europa, care se cam oprește pe unde sunt Carpații, nu trece la București, o clipă. Europa adevărată nu trece la București. Noi suntem un produs al compromisului între Europa și Euroasia. Deci avem Europa care se oprește cam pe linia carpatică, se duce până în Carpații ucrainieni. Cam așa bine. Da? După aia avem Euroasia. În Europa, în zona europeană, avem 2 capitale, Paris și Berlin, care sunt cele mai importante. Până acum era și Londra, dar Londra sub Johnsonul, mini-Trumpul lor cu heroina în nas, are o problemă. Să nu-i zicem asta. Așa, să nu-i zicem în venă. Da. Dar ideea este alta. Jocul pe care se joacă acum este așa. După Carpați ai Euroasia. România este produsul unui compromis. Întotdeauna a fost un compromis aici. România este un proiect politic. Nu este un produs natural național. Ca să fim clar, este un proiect politic. Și el este un compromis. Euroasia cine o conduce? Cine are capitala la Moscova? Rusia. Și după Euroasia începe Asia Chinei. Deci noi avem 3 unități. În această analiză, România este situată cel mai prost. Toate țările pe granița între Europa și Euroasia sunt țări în pericol. Cine nu înțelege acest lucru, crede în mia de soldați pe care a trimis-o Stoltenberg înainte de a deveni guvernator general al Băncii Norvegiei, care și-a cumpărat probabil funcția cu cele 40 de Mercedes-uri, pardon, avioane vechi de 40 de ani. Nu facem speculații. Așa, nu facem speculații, dar spun un lucru. Am cumpărat avioane vechi de 40 de ani. Așa. Sub alt aspect pe care eu vreau să-l spun, aceste 3 unități geopolitice, geoeconomice și geomilitare se izbesc. Rusia spune, eu sunt Euroasia, eu, nu Belarusul, nu Polonia, nu România, nu Ucraina. Ucraina încearcă să ocupe acest spațiu. De ce? Pentru că Ucraina cu Belarusul are granița cea mai apropiată de Asia. Și spunea, nu, omorâm Rusia, că Rusia e proști, e răi, e rușii. Trebuie să-i omorâm pe toți, că sunt ruși. Că și rusofobia asta neofascistă e o gravă problemă în Ucraina. Și nu numai în Ucraina, și Polonia are această problemă. Țările baltice au un neofascism rusofob sever. Undeva explicabil. Băi, explicabil, dar nu explicabil, că și rusofobia neonazistă a lui Hitler nu era explicabilă, ca să fim foarte clari. Da? Deci chestia asta de a vedea Rusia ca rasă inferioară, slavii trebuie distruși, că eu polonezul, eu ucrainianul sunt mai tare și mai deștept decât voi, asta e neofascism. Nu este democrație, nu sunt valori europene, nu este nimic. Deci noi avem 3 unități. Europa, care, repet, geografic se cam termină în Carpații de la noi și se duce până în Carpații ucrainieni. După aia ai spațiu de tranziție, România, Bulgaria, te duci aproape de Belarus, te duci cu o Ucraina care este nici europeană, nici asiatică, nici democrată, nici autoritaristă, nici albă, nici neagră, nici... O zonă gri. O zonă gri statală. Și după aia Eurasia. Ai Rusia, ai Moscova, care spune eu sunt putere europeană, că de-aia mă cheamă Euroasia. De-aia am capitala la Moscova și Sankt Petersburgul este în Europa. De-aia am Kaliningradul, între Polonia și Baltice, da? și Enclava. Pentru că eu sunt și putere europeană. Voi de 30 de ani spuneți că Rusia nu este putere europeană, că este putere asiatică. Nu, puterea asiatică este China. Bun, și el ce face? Unește Euroasia cu Asia. El unește, ce face Putin? Unește Euroasia cu Asia și face o structură totală pe 2 continente care este la 300 de kilometri de Berlin. Și spune, hai să vedem acum cine e Ucraina. Bun, deci cu toate astea, în condițiile în care oligarhii ucrainieni au părăsit țara în weekend, Da, după ce au făcut un președinte, că președintele Zelenski este produsul unui oligarh rus. În condițiile în care multe, să zicem, ambasade și-au retras, au trimis acasă personalul, familiile, de exemplu, personalul diplomatic. Acolo face parte din războiul propagandistic. În condițiile în care Banca Mondială, prin surse de presă, anunță cumva că își închide filiala din la Kiev. În condițiile în care... E, nu, SUA s-a mutat la Lvov. Nu, încă... SUA și Marea Britanie și-au mutat ambasada la Banca Mondială. Banca Mondială a fost o știre ieri de pe Reuters. Reuters cita un document intern al Băncii Mondiale. În condiții în care, iată, se întâmplă toate aceste știri care anunță cu certitudine războiul... Păi mi-ai dat ora, la ora 3 dimineața, acum vin în Domnul H.D. Hartmann susține cu aplomb în această seară la noi aici că nu va începe niciun război mâine. Nu, mâine. Și atunci, de ce Putin nu face? Pentru că a primit tot ce vrea, încă o dată. Nu, a primit principale două elemente, principale două piloane. Care? Principalii piloni de politică, de așezarea puterii sale euroasiatice. Unul este puterea europeană, deci se va discuta cu ea. Un nou statut? Nu e un nou statut, e vechiul statut, numai că europenii se făcuseră, europenii occidentali se făcuseră că nu-l mai văd. Nu, noi cu soldatul american în spate, că e ca pe vremea cu Cuba, cu soldatul sovietic în spate. Cam așa e și acum Bruxelles. Cu soldatul american cu ranița, noi până la Moscova, noi suntem puterea. A venit domnul Putin și a zis, opălăi, și-a zblând că Euroasia nu e Bruxelles și nu e nici Parisul, nu e nici Berlinul, nu e nici Kievul. Eu sunt stăpân aici. Deci până la graniță. Și spun eu care e granița mea, că aici e drama lor, a europenilor. Că ei n-au înțeles că, Rusia în relație, într-un triunghi pe Marea Neagră a zis, granița nu e aia care o spuneți voi la Bruxelles, vă spun eu. Și uite cum iau eu Crimea și veniți după mine, că eu vă impun granița. Submarinul american de acum 2 zile a dat afară era în spațiul ucrainian, în apele teritoriale Ucrainei, care conform legilor internaționale este spațiu ucrainian. Dar, de fapt, Rusia a spus, nu, Crimea e a mea, de 10 ani de zile, de aproape 8 ani de zile, deci nu, tu ești în spațiul meu, ea pleacă. Și a plecat submarinul american. Deci, uite unde se joacă. Una este ceea ce spun eu la Bruxelles, că este granița Rusiei, și alta este ceea ce spun eu la Moscova, că este teritoriul rusesc. Aici este toată politica. Și cine nu înțelege... Bine, americanii au negat că au avut un submarin acolo. Oh, da, americanii pot să nege orice. N-am nicio problemă. Poate și rușii mint când spun că a fost un submarin american. Sunt absolut convins că rușii mint după ce au câștigat după ce aproape că au pus mâna pe un submarin. Că știi ce au făcut? I-au cerut să iasă la suprafață. Și ăla n-a ieșit la suprafață și a fugit. Da. Dacă ieșea la suprafață, era învins. Știi că conform legilor marine și submarine, dacă un submarin iese la suprafață și are steagul deasupra, poți să-l ocupi. Da. Se recunoaște că e pe teritoriul străin și că este vas inamic. Deci, atenție, de-aia n-au ieșit la suprafață. Au fugit ca potârnichile. Câte se întâmplă astea într-o săptămână, cred că sunt cu zecile. Și prin Taiwan, și prin Antarctica, și prin Arctica. Și... Cine știe câte se întâmplă? Dar întrebarea mea este alta. Eu totuși întreb și astăzi. Domnul Biden, de ce dai 16? Ce ai vrut cu data de 16? Ce ai vrut să se întâmple până pe data de 16? Să ai o revoltă neonazistă în Kiev? Să ai un nou Maidan? Să fie Europa distrusă de o explozie ucrainiană? Ce ai vrut de fapt cu data de 16? Dar ai fost atât de sigur duminică că tu vei avea război pe 16. Acum, când vorbim, datele arată în mod clar că nu va exista război pe 16. Dacă Putin începe mâine pe 16, eu îți promit că nu mai apar un an de zile la televizor. N-am nicio problemă. Dar dacă mâine pe 16 nu va fi război, dacă mâine dimineață la cafea amândoi stăm de vorbă, cum stăm în fiecare dimineață aproape, și nu este război, ce-i spun eu domnului atașat șarge de aferi din ambasada americană din București, care de 3 săptămâni ne cere să ieșim cu furcile și cu topoarele împotriva Rusiei? Ce-mi spune el mie mâine? Și ce-i spun eu lui? Ce-i spune lumea lui Biden? Nu este, de ce americanii riscă în felul ăsta? Nu știu de ce. Biden, el trebuie întrebat, Biden la nivel oficial n-a zis că ostilitățile vor debuta la ora nu știu care. Nu, a zis, că este de câteva zile, Nu, pe 16. A dat ziua exactă, nu. Biden așa a spus, nu că n-a spus. Te umpli de ceva, n-a vrut să spun. Pe repet, dacă este similar momentul cu Colin Powell mințind la Națiunile Unite că Irakul trebuie distrus și l-au și distrus de asta. Sunt gafe uriașe dacă nu începe treaba. Nu sunt gafe, Mădălin, sunt etape. Presiuni. Da, sunt etapele unui război pe care puțină lumea îl cunoaște. Cine știe care este interesul SUA pe 16? Poate o fi o blocare pe Taiwan, poate o fi un mesaj de fapt Chinei. Poate o fi o blocare, pe știm noi ce, mare sau ocean. Adică ne așteptăm totuși să se întâmple ceva noaptea asta sau azi, mâine, pardon? Se poate întâmpla orice. Dar la ora 12, noi terminăm la 10:30. La ora 12 începe 16. Ne putem aștepta, de exemplu, ca nu Ucraina, nu Rusia, anumite unități de diversiune, provenind din alte entități statale. Da, Marea Britanie special. Eu suspectez Marea Britanie că vrea să provoce. Să atace trupele rusești în această noapte? Da. Eu suspectez Marea Britanie pentru că ea este o țară foarte provocatoare. Iar ea dorește războiul. Marea Britanie chiar dorește războiul. Ca să devină putere europeană. Ca să șantajeze Europa înapoi. Aici este un joc mult mai complicat, e perfidul Albion, nu am să-l explic, dar Marea Britanie trebuie să pedepsească Uniunea Europeană pentru că i-a impus granița irlandeză. A rupt practic țara în două. Și Marea Britanie dorește să devină putere europeană, militară. A fost eliminată practic după Brexit. Prin ajutorarea în dosarul iranian și prin ajutorarea în dosarul ucrainian, adică în dosarul provocărilor, că ei au mai făcut o provocare, dacă ți minte, acum 3 luni cu un vas, pe care întâmplător, un vas de luptă britanic care s-a dus lângă Crimea și dacă mai ți minte, întâmplător erau și 2 ziariști britanici. Eu și cu tine n-am fost invitați pe vasul ăla. Probabil că nu ne-am uitat pe e-mail. Știi, probabil că am uitat să citim e-mailul de invitație. Dar erau 2 ziariști de la BBC pregătiți să spună, uite, rușii cum ne atacă. Deci provocarea a fost acolo, fundamentală, reală. Deci eu mă aștept ca UK-ul să facă o provocare. Pentru că UK-ul în acest moment duce o politică împotriva Uniunii Europene în ceea ce privește dosarul ucrainian. Bun, dacă războiul începe, reamintesc opinii publice, uite, o analiză americană. Deci tot americanii lansează aceste povești. În New York Times, o eventuală invazie a Rusiei în Ucraina, pe mine mă sperie genul ăsta de informații, ar putea duce prețul barilului la peste $100, ceea ce ar declanșa o criză energetică globală în proporții apocaliptice. A mai fost. Ce? Prețul la peste $100. Da, a mai fost. Până la aproape de 100 a fost. Până la aproape de 100. Da. Dar în condițiile astea de azi și în condițiile unui război și al unui război de informații și de toate palierele, ne putem trezi cu niște prețuri care vor îngenunchea Europa și clasa medie. Dar cred că și America va fi îngenunchiată. Cam să spun un singur lucru. Știi ce se întâmplă? Este foarte interesant. Tu știi că în 2021 Statele Unite ale Americii au importat petrol din Rusia egal cu valoarea gazului pe care Rusia îl vinde Europei? Nu. Ceea ce oamenii din România trebuie să înțeleagă este că cifrele economice sunt uluitoare. Biden a venit și a redus extracția de gaz de șist și exploatările petrolifere din SUA și a mărit importul de petrol din Rusia. Mie să nu vină să-mi spună că vinde LNG scump, de 3 ori mai scump decât gazul rusesc în Europa, că nu îl cumpără nimeni. Astea sunt propagande. Vorba lui Ceaușescu, sunt propaganduri. Că el nu știa să spună, să vorbească bine. Da. Deci Rusia, în 2021, a vândut de aceeași valoare petrol cât a vândut gaz în Europa. Petrolul fiind vândut în SUA. Acestea sunt celebrele amenințări economice. Acestea sunt celebrele amenințări economice ale Hai să spun o poveste acum. SUA, o clipă, ale SUA cu Rusia. Hai să spun un plan economic de rezervă. Fiți foarte atenți. Urmează o poveste extrem de interesantă. Da. Pe care jurnaliștii români nu v-au prezentat-o până acum la TV, pentru că din diverse motive au avut alte, să zicem, nu interese, mă rog, perspectiva asupra acestei crize. Nu înseamnă că nu vor descoperi materialul. Noile acorduri China-Rusia. Semnate în 4 februarie la deschiderea Olimpiadei. Fii atent. În timp ce toată lumea îl amenință cu sancțiuni, inclusiv Olaf Scholz, care se duce mâine la Moscova, și astăzi l-a amenințat. Adică Germania a schimbat cumva tonul față de Rusia. Nu, n-a schimbat. Are același ton. Nu, dar mi se pare din ce mai agresiv. Numai pe gaz. Nu. Că gazul o interesează restul. În acest context în care toată lumea amenință cu sancțiuni Rusia, iată ce a făcut Putin. În perioada în care se mai întâlnea pe o vodcă, o înghețată și un caviar cu prietenul Xi Jinping. În 2021, comerțul dintre China și Rusia, anul trecut, a fost de $146,88 miliarde. Da. Deloc nesemnificativ, dar ce se întâmplă de acum încolo este uluitor. În creștere cu 35,8%, cu aproape 40% față de anul precedent. Da. Deci față de 2020. Au făcut niște acorduri fabuloase pe grâu. Adică Mă rog, chinezii vor lua grâu rusesc la niște prețuri fenomenale pentru Rusia. Dar știi ce au făcut chinezii? Chinezii, ca să poți să exporți în China, ești contingentat. Nu ai voie decât o cotă. Chinezii au ridicat contingența, limita. Deci Rusia are voie să exporte produse agricole cât vrea. Cât vrea. Au cumpărat, o să vândă foarte mult cărbune în China. Da. Sunt așteptate nu știu câte tone până în martie, 10.000 de tone de cărbune. Da. Și au semnat o alianță pe termen lung și pe gigavați. Gazele rusești în valoare de 117,5 miliarde de dolari. Da, n-au țeava lor, le trebuie Grand Siberian. Păi nu, că spun spre ce, prin ce zonă vor trece gazele și cum au proiectat-o. Spre deosebire de gazoductul existent, care este Power of Siberia, și care e agreat de Putin și președintele Xi Jinping în 2014, lansat în 2019, noul proiect ar putea să aducă alte trasee prin care se vor furniza gazele dintre Moscova și China. Noul acord din februarie are o valoare estimată la 117,5 miliarde de dolari, într-un moment de tensiuni sporite. O conductă dintr-un stat prieten, practic, față de rutele maritime vulnerabile patrulate de navele de război americane, practic ar putea fi folosite pentru așa ceva. Doar vânzările de gaze ar putea genera în fiecare an, practic, 37,5 miliarde de dolari pe parcursul a 25 de ani și 100 de milioane de tone de petrol prin Kazahstan pe o perioadă de 10 ani, extinzând un acord existent. Da. La un calcul, practic, aproape se dublează tot acest comerț pe care îl are. De-aia își permite ambasadorul pe care l-au în acest moment, de-aia își permite ambasadorul Rusiei din Suedia să spună mă doare în cundă sancțiunile voastre. Deci ăsta e contextul pe care știi cât înseamnă, Putin și știi cât înseamnă 280 de miliarde proiectul de comerț cu China? 280 de miliarde înseamnă 20% din PIB-ul Rusiei. PIB-ul Rusiei este 1,2 trilioane astăzi. 200 de miliarde de dolari înseamnă offsetarea completă, plus surplus, marjă de profit a oricărei sancțiuni pe care SUA, Germania, Franța, Uniunea Europeană pot să le impună Rusiei. Mai mult decât atât. Cine n-a observat, este o tranziție de aproape din ultimii 5 ani, este o tranziție din ultimii 5 ani, de unde Uniunea Europeană ca entitate era cel mai mare exportator de tehnologie către Rusia, către Federația Rusă. În ultimii 5 ani, balanțul s-a dus 40-60%. Importatorul de tehnologie, Rusia, din spațiul asiatic, tehnologie numai din Uniunea Europeană. Este foarte grav ce s-a întâmplat. Este o debalansare. Uniunea Europeană și-a pierdut, practic, rolul de prim element, prim levier de presiune economică asupra Rusiei. Astăzi, cel mai mare, atenție, cel mai mare volum de relații economice ale Federației Ruse nu se mai află în vest, se află în spațiul estic și oriental, Indo-Pacific și China. Este foarte grav pentru Uniunea Europeană, pentru că în acel moment acest om nu mai depinde de banii europeni. Și o să mai vezi un joc pe care îl face, care este excepțional. O să mai fie probleme de aprovizionare cu mărfuri occidentale. Cu mărfuri occidentale, care oricum pentru consumatorul rus de lux. Da. Ăla care își permite să plătească mărfurile occidentale, ca și în România. Că mărfurile occidentale sunt foarte scumpe în România, în raport cu Occidentul, și nu pot să fie date, nu pot să fie suportate de consumatorul normal român. Este cel mediu superior. Da. Deci, acest domn mai face un lucru care este uluitor. El spune, n-am nicio problemă Germaniei, nu-mi deschizi Nord Stream 2-ul, n-am nicio problemă, nu-ți dau gaz. Dar vezi, ai grijă, că atunci când eu voi semna contractele pe gazul care trebuia să ți-l dau ție, în acel moment voi face cum a făcut Norvegia, care a anunțat Uniunea Europeană că nu poate să mute contractele spre Uniunea Europeană ca să offseteze eventuale sancțiuni. Așa cum a făcut Qatarul, care a spus noi nu avem capacitățile industriale să offsetăm lipsa de gaz în Uniunea Europeană, așa cum a făcut Arabia Saudită, care a spus noi nu vom da surplus, noi vom exporta surplus de gaz care să offseteze lipsa gazului rusesc datorită sancțiunilor impuse de americani. Deci domnul acesta, uite-l, rămâne fără gaz, pentru că rusul spune, nu-l iei, gazul tău îl dau altcuiva. Am destui cumpărători. Aici ceea ce nu se înțelege cu această politică uluitoare de minciună propagandistică. Aoleu, vin rușii, ne omoară rușii, nu, fraților. Ce nu se înțelege este că dau sancțiuni unui stat care n-are decât 40% din PIB făcut pe banii europeni. Restul este Asia. Deci el se manifestă ca putere euroasiatică și spune eu sunt putere euroasiatică, sunt putere europeană. 40%, iertați-mă, nu mi impuneți voi ce vreți voi în privința Ucrainei. De aici scandalul ucrainian. Problemele economice severe pe care Rusia le va avea, să știu un singur lucru. Atunci când Rusia a suferit blocada napoleoniană, a scăzut prețul grânelor, că rușii n-au mai exportat grâne, că n-au mai avut unde, că europenii n-au mai cumpărat. Și rușii au trăit-o cel mai bine. Să știi că riscul enorm pentru sancțiunile americane și europene este ca rușii să trăiască mai bine, nu mai rău. Este o minciună să se creadă că Rusia nu are unde să-și offseteze economic interesele. Este o minciună să se creadă că dacă nu-i mai ia petrolul, America moare Rusia. Mâine cade Moscova. Nu, nu. Iranul n-are voie nici alcool medicinal să importe. Și ei își fac bomba atomică. De ani și ani de zile America practic îi sugrumă economic. SUA sugrumă economic Iranul sub sancțiuni uluitoare. N-au voie nici bețișoare să cumpere. Și ei își fac bomba atomică. Cine își imaginează vreodată că Rusia, putere euroasiatică, spațiu politic și filozofic și teritorial euroasiatic, se teme de sancțiuni americane sau europene sau sancțiunea acestui domn, înseamnă că nu știe Rusia. Și aici este problema mea fundamentală. Și până la urmă, de ce ai dat 16? De ce ai spus că începe războiul? Pentru că eu am o problemă cu statalitatea Ucrainei formată din bucăți ale altor state. Un stat făcut de Stalin și Hrușciov a ajuns să amenințe Europa și valorile europene? Păi stai că am o problemă. Dar pe de altă parte nu-mi dau seama că destabilizarea nu vine pe spațiul acesta, ci destabilizarea vine pentru că euroasiaticii ce-au făcut, rușii, Imperiul Euroasiatic, au spus nu ne vreți în Europa nicio problemă, noi rămânem în Kaliningrad, rămânem lângă Polonia, rămânem în Ucraina, lângă Ucraina, rămânem lângă România, dar noi facem banii în Asia. Apropo de asta, tot aseară colonelul Ion Petrescu ne-a prezentat o serie de discuții de la televiziune rusești, unde politicieni din partidul favorit al lui Putin ar fi discutat inclusiv o situație în care ar fi împărțit Ucraina pe bucăți. Astea sunt zvonuri americane. Nu, astea sunt tot, e propaganda americană care s-au și spus. Nu, așa este. Omul, rus, este urmăritor al acestor surse rusești de presă, a spus că a urmărit personal. Nu, sunt convins. Sunt convins că există discuții în Rusia despre împărțirea Ucrainei, sunt convins. Așa. Dar astea sunt, știi că sunt... Aceleași discuții... Asta e narativul american. În timpul acestor discuții s-au purtat, s-a dezbătut și pe tema unor porțiuni din teritoriul Republicii Moldova, Transnistria și sudul Moldovei. Păi nu, stai o clipă. Eu pun o singură întrebare, nu dau răspunsul, românii trebuie să dea răspuns. Transnistria a fost vreodată parte a Moldovei? Nu dau răspunsul, nu discut, nu e problema mea. Da. Pe de altă parte, legile internaționale actuale, declarația de la Helsinki și toate principiile europene spun foarte clar. Un stat format ca Republica Moldova, de exemplu, sau ca Ucraina, este un stat independent și fruntariile sale nu pot fi contestate prin forță, nu pot fi schimbate prin forță. Adică Ucraina a stat făcut de Stalin și Hrușciov, cu teritorii furate de la toate statele din jur, nu mai poate fi desfăcută să se dea înapoi ție Bucovina de Nord, știu eu ce are, Cernăuțiu să fie al tău, polonezilor să li se dea partea lor, Ungariei, Ucraina subcarpatică, etc. Legile internaționale nu mai permit acest lucru. Transnistria este partea Republicii Moldova. Conform legilor internaționale, Crimea este partea a Ucrainei. În acest context, da, Rusia este un actor care agresează, este un agresor. Pe de altă parte, nici Ucraina nu dovedește a fi un stat non-agresor, pentru că în interiorul său sunt atât de multe elemente non-europene. Sunt politici naționaliste, păi ei au un site, 185.000 de oameni sunt acuzați că au pașaport dublu și sunt acuzați de trădare. Au fost oameni uciși în baza acestei acuzații. Au și o listă neagră a unor personalități. Au listă neagră, au un premiu Nobel pentru literatură, o femeie, premiu Nobel pentru literatură, nu-mi vine în minte acum, care este acuzată că are dublă cetățenie și că este trădătoarea Ucrainei. Asta e Ucraina pentru care ne cere guvernatorul adjutant al Americii la București să luptăm. Nu este Ucraina drepturilor omului, democrației liberale, economiei libere. Noi avem produs al unui oligarh, președintele Ucrainei, și nimeni nu îi amintește că nu și-a plătit impozitele în Ucraina pe banii găsiți în conturi offshore. Asta e Ucraina pentru care ni se spune. Eu nu spun că legile internaționale nu dau dreptate Ucrainei. Ucraina, da, a pierdut teritorii. Eu totuși, în contextul ăsta agitat, da, scuze, te întreb de ce oligarhii ucraineni au preferat să părăsească țara. Dacă nu știu dacă au preferat, am înțeles că Zelenski nu e atât de mare. Da, nu știu dacă Zelenski, nu știu dacă au preferat sau ei pleacă oricum, am înțeles că Zelenski le-a dat 24 de ore să se întoarcă. Da. Asta e mare democrație. Să vină unul, un actor de mâna a treia, ajuns președinte prin furt democratic de voturi și să-mi spună mie, eu plec din Ucraina că vreau să plec, și să-mi spună tu te întorci în 24 de ore. Ăsta e semn de mare democrație. Hai, domnule, să fim serioși. Președintele nu poate să ordone oligarhilor să facă nimic. Oligarhii îi ordonă lui Zelenski. Păi că ei l-au pus. Asta este Ucraina. Deci nu, atenție, nu glumim. Mi-a plăcut declarația lui Zelenski. Domnule, e o problemă serioasă, în 24 de ore să vină înapoi în țară. Dar de ce dacă eu nu vreau să mă întorc? Cine ești tu, Zelenski, să-mi dai mie ordin ucrainian să mă întorc? De ce au plecat ăștia? Păi au fugit. Au fugit de frica războiului, deci este real? Nu, părerea mea este că au înțeles propaganda americană și au spus ăștia chiar vor să ne bage în război. Chiar vor să ne bage în război pe 16. Și nu... Până și Zelenski s-a luat de mesajele americane care creează panică și care au spus că genul ăsta de mesaje nu fac decât să servească intereselor dușmanilor noștri. Da, americanii nu văd că aceste lucruri au dus la pierderea 13 miliarde jumate de dolari în numai 2 săptămâni de către Ucraina. Ei chiar vor o Ucraina fără bani? Că oricum economia ucraineană e la pământ. Oricum corupția este endemică. Și după 2014, după ce Crimea a fost atașată, da? Rusiei, a fost luată de Rusia, economia ucraineană nu și-a mai dat drumul niciodată. Oricum acolo avem probleme fundamentale, acolo trebuie reforme de alea serioase. Ce a fost în România a fost nimic. Nimic față de jaful care este în Ucraina la ora actuală. Pe acolo economia nu poate să meargă. Că dacă vrei economie liberală, adică o economie de piață liberală funcțională, păi lor le trebuie 40 de ani în Ucraina să facă reforme. Că trebuie în primul rând să-și aresteze proprii oligarhi și elita care a furat în ultimii 30 de ani, că ei n-au devenit oligarhi pe carne de membru de partid. Deci, oricum acolo economia nu merge. Îți dai seama că asta ar însemna un război de secesiune. Poftim? Ar însemna un război de secesiune. Între cine și cine, că nu mai știu. La ce bani au oligarhii? Dacă, să zicem, elemente ale statului ucrainian ar declanșa un război de acest tip, mie mi-e teamă că așa cum are profilul Ucraina în general, acolo ar fi niște lupte, niște miliții, niște... Nu știu, nu-mi dau seama. Eu îmi dau seama de un singur lucru. Economia ucrainiană nu merge nu pentru că nu este, n-ar avea resurse, are resurse enorme, ci pentru că este oligarhică și este coruptă. Economia aceea nu merge pentru că este coruptă. Și dacă vrea să intre în Uniunea Europeană sau în NATO, ea trebuie, această Ucraina, trebuie să-și curețe corupția, care durează 20-30 de ani. La noi a fost nimic față de ce trebuie să facă Ucraina. Iată de ce îți spun că pe mine mă interesează să aflu răspunsul de ce vrea Biden pe 16 să înceapă războiul. Hai să mai răspundem la întrebarea asta după publicitate, când, atenție, am un material interesant despre jocurile pe care rușii foarte, cum să zic, puternice le fac în toată lumea în acest moment, pentru a-și alege zone în care să-și facă diverse depozite, să zicem, pentru depozite de ce? Resurse sau alte lucruri. Da, normal, este lucruri. Absolut normal. Da. Sau alte lucruri. Sau să influențeze jocurile din anumite regiuni, în caz că, Doamne ferește, începe vreun conflict. Este foarte important, nu știu dacă ați auzit de mercenarii din grupul Wagner. Vă spun mai multe după pauză, vă spune armata privată a lui Putin. Armata privată a lui Putin. Da. Atenție, urmează un material excepțional și dezvăluire de primă mână.